Suntem super în continuare și vom vorbi cu Ilie Dumitrescu despre cariera lui fantastică. O să vreau să vedem un mic video, apoi vom comenta împreună. A fost cel mai bun meci al meu și cred că al generației, pentru că ca să ajungi să scoți un rezultat pozitiv la faza asta superioară, la un campionat mondial, un nucleu important de jucători trebuie să se ridice la cel mai înalt nivel și cred că toată echipa am făcut un meci extraordinar. Clar că eu am fost pus în valoare, apropo de Hagi la al doilea gol, dar de cum a pregătit jocul domnul Iordănescu, ce analiză a făcut adversarului și exact ce am pregătit s-a întâmplat în multe momente din joc. Adică am fost o echipă reactivă, o echipă care în multe momente a cedat deliberat terenul, dar aveam jucători cu personalitate, jucători valoroși care în momentul în care intram, indiferent de zona, trebuie când intram în posesie, puteam să punem probleme. Ceea ce s-a întâmplat după meciul ăsta în București, că am văzut și noi imaginele după, a fost așa ceva, a doua revoluție. Da, ne strângeam toți, adică, în brațe. Lumea în stradă ca ceea ce s-a întâmplat la revoluție. Ce ai simțit în seara aia după 89? Meci? Bine, nu eram conștient, nu-mi dădeam seama ceea ce s-a întâmplat în București. După am văzut imagine și în țară, numai în București, în toată țara. Am văzut foarte obosit și cred că am pierdut. Am meciul cu Statele Unite și cu America, cred că ajunsesem la 70-71, deși eu trebuia să joc cu 74 de kilograme. Apropo de... Eram slim fit, adică eram super slim fit la meciul ăla. Bine, acum dacă mă întreb pe mine, toți erați. Eu vorbesc erai de mine slăbuț? Că eram da? Tras la față. Eram foarte slab, am fost foarte slab. Dar toți ne-am indicat, repet, la un nivel foarte bun. A fost o generație valoroasă și eu mă consider un jucător util. Apropo, de ce spun lucrul acesta? Pentru că n-am fost un star al echipei. Hagi, Rădăcioiu s-au ridicat la un nivel foarte bun, Lupescu, Popescu, Dan Petrescu, am avut echipă bună. Se spune că Ionel Stoica a visat că o să dai două goluri, ți-a spus chestia asta, nu? Da. Asta se întâmpla la 7:30 dimineața, deci dormise foarte târziu, am avut o ședință, dacă vă vine să credeți lucrul ăsta, cam pe la 12 noapte m-a chemat Iordănescu să mai discute ceva detalii cu mine. Am fost în cameră la dânsul, erau tot ceea ce înseamnă adversar, detalii și tot ceea ce înseamnă fiecare jucător în parte, calități, puncte forte, puncte slabe, unde putem să surprindem. Și mi-a spus de jucători că l-am avut eu, care, mă rog, îmi intra mie în zonă. Cine mă putea să marcheze pe mine la meciul ăla, mi-a vorbit despre el, mi-a spus că o să joc nou la meciul ăsta, că o să-mi schimbe poziția. Eu mai jucasem poziția asta într-un turneu făcut tot de Iordănescu, doar cu jucătorii din țară, prin Hong Kong. Am jucat Hong Kong, Corea de Sud, Hong Kong, Corea de Sud și America. Și am dat 5 goluri. Toate golurile echipei naționale în turneul le-am dat eu. Unul cu America, două cu Hong Kong și două cu Corea de Sud. 5 goluri. Și atunci am jucat nou. Când am avut, s-a accidentat un jucător și am jucat eu nou. Și el zice, dacă ai jucat acolo, hai să o încerci și
Pe principiul ăla că trebuie să fim mai... Adică s-a mers pe continuitate și pe relații de joc, pe automatisme create în timp între noi. De-aia m-a pus pe mine nou. În sfârșit, a ieșit bine. A fost meciul vieții mele, apropo, de echipa națională. În sferturi s-au jucat cu Suedia, dacă mi-aduc aminte. Da. Ai dat un gol care putea fi decisiv. Dacă nu marcam golul ăla eu, plecam mai devreme acasă. Am plecat, dar mai prelungit puțin, că arăta beloporma și tot am plecat. Asta vreau să spun, da. Dar dacă la 4... Și Dan Petrescu a arătat atunci. La 4-3, da, la 4-3, am făcut eu 4-4, fiind 4-4, primul din primii 5. Și pe urmă a arătat Belo și a dat Larsen de la ei. Și-au plecat, au mers ei mai departe, da. Asta e, eu am două regrete. Ăsta, când am putut să jucăm o semifinală cu Brazilia. România-Brazilia suna bine de tot și era și un prilej pentru noi să vedem dacă putem să facem, să scoatem mai mult la un campionat mondial. Ai fost și supărat? Și că am luat al doilea cartonaș galben și ne-am jucat finala cu Milan din Cupa Campionilor. Da, în meciul cu Galatasaray. Da? Da, ai jucat meciul cu Galatasaray, ai luat cartonaș galben, apoi nu mai aveai voie să joci cu meciul cu AC Milan. Da, unde au luat, te-au luat bătaie cu 4-0? 4-0, da. Dar știi cum e, că la au ratat jucători super importanți. Baggio, Baresi, de exemplu, clar, în final al acest campionat mondial, în final, Italia-Brazilia, au ratat Baresi și Baggio, care erau unul dintre cei mai importanti jucători. De se întâmplă lucrul ăsta. Asta e, clar, e, da. E de noroc? Soartă, noroc. Cum ți se pare generația națională de astăzi față de generația de aur? Există un semnal că putem să facem performanță. Adică ceea ce s-a întâmplat la sub 21, la ultimul campionat european, când am jucat o semifinală și am câștigat cu... Aveam o repriză 2-1 cu Germania, puteam să jucăm o finală la un turneu final la sub 21. Uh-huh. Deci ăsta e viitorul nostru. Un mix, cei mai importanti jucători care s-au remarcat la turneul final acum 2 ani, cu anumiti jucători cu experiență de la prima reprezentativă. Este nevoie de puțin timp, dar există resurse, există potențial și putem, dacă... Ei trebuie să ducă performanța mai departe, adică de la nivelul ăla de sub 21 să treacă la nivel de echipa națională la seniori. N-avem alte rezerve, n-avem alt. Este izvorul nostru de talente, zona asta, ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, ceea ce acum și cu turneul final cu Adimutu la campionatul ăsta. După campionatul mondial, te-ai transferat la o altă echipă. Da, ai așteptat să fii mai selectiv? 4 oferte au fost. Care Inter, au fost? Milano, Atletico Madrid, FC Köln și Tottenham Hotspur. Ultima discuție am avut-o cu cei de la Tottenham Hotspur. În Anglia. Din Anglia. Și am semnat cu ei. 4,3 milioane. Suma de transfer. A fost cea mai mare sumă. Până atunci, da. Până atunci. Da. Am luat și ceva din 4,3 bani. Cât? Ai contează și un procent. Te motiva mai mult să joci la echipa națională sau la echipa de club? Și cum e că... Unde aveai satisfacția mai mare? Nu, aveam satisfacție și la națională. Și, da, la națională era o chestie de asta, așa, știi că... E, chiar și cei care erau rivali de viață, suporterii din Amovi sau rapidiști sau... De la Craiova sau de la Timișoara, toți erau, susțineau echipa națională. Noi aveam, de-abia așteptam să reunească, să fim la lot, pentru că era o atmosferă foarte frumoasă. În 1996 ai surprins pe toată lumea, ai plecat la Club America undeva la în Club Mexic. America în Mexic, da. Eram la Londra, la West Ham și a venit o ofertă de asta de... Cât ai tu, domne, aici? Atât ai să-ți dăm noi peste de 2-3 ori și vin acolo. Stai, domne, cum adică? Da. Și a avut o experiență de viață, până la urmă, și în Mexic. Am aflat că ai făcut și câteva cursuri de pictură, îți place foarte mult arta. S-a legat. Totul în viață mai se leagă, e un destin. Nu, tu, am fost și la 2 lecții. Eram cu Letiția. Letiția chiar a făcut performanță, că Letiția chiar a mers mai departe și a mai pictat. Dar eu n-am avut starea de fac. Asta nu înseamnă că nu sunt sensibil. Am trebuit să fii sensibil la artă, la frumos. Dar... Știi cum e? Aș fi ipochit. Domne, că mi-a plăcut din totdeauna. Nu. S-a legat. A fost destin. Știi cum e? Te-ai retras la 30 de ani. Da. Nu te-ai retras prea devreme? Nu, asta e decizia fiecăruia.
eu am simțit că nu mai pot să fiu la același nivel. M-a retras de la Steaua și am vrut să rămână fanii cu imaginea aia pe care am avut-o eu când jucam un fotbal la nivel foarte bun. Și acest... Ai devenit apoi impresar și antrenor? A fost așa, am încercat. Dar era foarte greu, pentru că frații Becali aveau portofoliu cu cei mai importanti jucători români. A fost așa, o chestie ca, știi cum e, după ce termin cariera de fotbalist, ești puțin dezorientat și vrei să rămâi în activitate, să fii în fenomen. Uh-huh. După care mi-a plăcut foarte mult să antrenez. Spune-ne câțiva fotbaliști care ar putea să, din generația nouă, care ar putea să facă performanță extraordinară. Avem Ianis Hagi, Mihail Eman, care deja sunt la un nivel foarte bun. Avem pe Stanciu, avem un jucător cu mare potențial. Există o asemănare între Ianis Hagi și Marele Gică Hagi? Ianis are maturitatea asta în joc, care se informează înainte să intre în posesie, un jucător cerebral, o inteligență de joc extraordinară, plus că nu știi cu ce, care e piciorul lui de bază, stângul sau dreptul, adică e un jucător complet, are personalitatea lui Gică Hagi. Are chestia asta, are nativă. Ce putea să iasă din ea? Am observat că foarte mulți antrenori își au notițe, fac strategii. Ți-ar mai plăcea să faci chestia asta în continuare? Să fii antrenor? Eu am ieșit din zona asta pentru că m-am dedicat și îmi place ceea ce fac ca analist. Asta nu înseamnă că nu urmăresc tendințele, apropo de seminarii și apropo de ultimele tendințe din fotbal. Și sunt ancorat, urmăresc meciul la cel mai înalt nivel. Am foarte multe cărți de specialitate care apar de la an la an, că trebuie să fii informat de tot ceea ce înseamnă tendințe de astea în fotbal și de sistem ca să poți să transmiți iubitorilor de fotbal. Corect. Mesajul corect. Poți să fii într-o emisiune, să nu fii pregătit. Te-ai gândit să scrii o carte despre viața ta? Nu știu, ca să se scrie o carte despre cineva trebuie să fie important. Eu nu mă consider pentru important. România pentru ai fost România, și ești important. Nu mă consider. Și ca să scrii o carte, Hagi poate să scrie o carte, Nadia poate să scrie o carte, Chivu poate să scrie o carte, câștiga foarte multe trofee importante. Eu am câștigat cu trofee cu Steaua, dar n-am câștigat un trofeu european. Să presupunem că ai scrie o carte, să spunem că mi-ai mărturisit. Mi-aș pune gândurile și cineva să, da, să scrie o carte spre mine, da. Ai scrie și ceva picanterie acolo? Mă, știi cum e, că astea sunt... Tot ceea ce s-a întâmplat în viața privată, cred că ar trebui să rămână în viața privată. Eu sunt un tip discret, așa, în general. Generațiile din ziua de azi nici nu știu ce am făcut eu ca fotbalist. Zici? 100%. Uite, fiul meu de dimineață m-a întrebat cu cine am să discut să astăzi. Să fiu sănătos. Mulțumesc asemenea. I-am spus că vei fi tu și a fost super... Ai intrat să ai imediat, nu, a dat nu, fost, are 14 ani, a fost super entuziasmat. Mi-a spus că te apreciază foarte mult pe tine, pe Hagi, Gică Popescu. Frumos. Deci, crede-mă că te știe foarte multă lume. Și e frumos, pentru că generația de astăzi are exemple frumoase. Mai am o singură întrebare. Corect. Dacă ai jucat în momentul ăsta la Steaua, cu cât te-ai vinde tu, personal? Nu despre mine aș putea să vorbesc, dar de Hagi pot să spun. Când o să l-am invitat pe Hagi, el ar depăși suma de... Dacă, deci, când Hagi a ajuns la maturitatea sportivă pe la 25 de ani după Mondialul din 94, putea să fie peste 100 de milioane. Iar peste tu? 100 de milioane. Eu, modest... N-am un pix că aș vrea să-mi scrii și n-o să spun nimănui. Nu, tu, modest, dar... nu se compară realizările Gică Hagi cu ce am făcut eu în fotbal. Sau Popescu, Chivu, Mutu, sunt mulți. Popescu, extraordinar. Lupescu a avut o carieră. Dan Petrescu, ei, da. Eu am avut așa un moment pe care am plecat în Mexic și am ales zona aia, știi? Și apropo de picanterii, nu suport chestia asta, știi? Eu nu suport presa, nu suport chestia asta, zona aia acolo, să apară tot ce se întâmplă în viața persoanelor publice. Adică, bă, asta e viața mea, viața ta, știi? Și dacă se poate... Cât mai discret. Cât mai discret și cu asta
basta, știi? Și îți mulțumesc mult că ai atins foarte multe puncte așa din viața mea, apropo de copii și juniori, apropo de formă, că am ajuns să joc acolo unde m-am dorit foarte mult. El a fost într-adevăr visul tatălui meu. Să fiu eu capitanul echipei. Adică a fost o chestie de asta, o realizare și era foarte fericit. Nu lipsea de la niciun meci al meu și... mama mea a fost fericită după meciul cu Argentina, pentru că a ajuns, nu știu cum, a ajuns la universitate și a ajuns pe acolo, prin fața blocului, era foarte mulți vecini afară, toată lumea îmi striga numele meu, iar ea era... Și atunci mi-a spus că am vorbit... Primul telefon care l-am dat... Ai sunat-o meci, pe ea? Pe ea am sunat-o. Și atunci era super fericită și îmi spunea, păi, plângea? Ești bun, plângea, ești bun, ești foarte bun, nu știu ce. Da, mă, da, tu ești ok, zic că de asta te-am sunat. Și a zis că sunt cea mai fericită. Da. Dar pe aia am sunat, primul telefon care l-am dat a fost să vorbesc cu ea. De ce ți-e cel mai dor atunci când te gândești la ea? Sunt multe lucruri care îmi lipsesc apropo de relația asta cu păi și nu-ți dai seama decât atunci când nu-i mai ai, știi? Asta e construcția umană. Să nu stăm mai mult cu ea atunci când sunt în viață, știi? Profesia, viața, știi? Dar o să le mulțumesc toată viața ce au făcut ei pentru mine. Cum să le mulțumesc? Așa cum pot să le mai mulțumesc. Cu ce mesaj le transmit eu când trec pe lângă biserica așa și mă închin. Și ce le spui? Și că tot timpul mă gândesc la ei. Este fericit Ilie Dumitrescu? Au fost și momente de fericire. Dar fericirea asta, ca să ajung să fii fericit, trebuie să ai foarte multe lucruri, foarte multe împliniri, foarte multe zone ca să acoperi multe zone, sentimental, material, profesional, copiii să ajungă într-o zonă să facă performanță, adică trebuie să ai multe reze să fii fericit. Asta cu fericirea îi numeri pe degete. Îi numeri pe degete pe aia care sunt fericiți. Și cred că eu sunt născut să mă lucru viața. De ce spui asta? Pentru că așa sunt eu, cred eu că sunt, să mă lucru viața. Să muncesc mult, da, așa sunt eu. Așa cred eu că am eu, așa mi-a dat Dumnezeu. Muncesc mult. Ai patru copii, da, formidabili. Săruna. Și nu știu talentați, mulțumesc, unul singur. Totul este foarte talentat. Da, am investit, că el a investit cel mai mult. Și în momentul de față este Maira, actor. Și ea este foarte bine. Și Maira. Dan este la casa lui, are un copil. Sica a făcut o prostioară acum, sperăm să depășească momentul ăsta. Nu. Nu. E un moment de cumpăr în viața lui și atât. Sunt alături de el. Dar, apropo la fericire, de asta spun că sunt foarte puțini oameni pe planetă, nu la noi. Planetă ca să aibă 100%, să spun, băi, sunt fericit. Urc acum în avion și mă duc și stau 2 săptămâni sau 3 săptămâni și toate lucrurile sunt ok. Dar, Ilie, știi că și fericirea asta depinde de bine, noi. Sunt. Știi cum e că și împlinirea sufletească. Sunt momente când te bucuri. Da. De o companie selectă, de un pahar de vin bun, de mâncat sănătos, de o chestie, da? Sunt momente frumoase cu cine îți petreci timpul. Dar să ajungi să fii fericit e o chestie mai complexă, cred eu. E foarte greu să fii fericit. Da? O ultimă întrebare. Nu pot să spun că este indiscretă, dar... Incomodă. Nu neapărat. Ce avere are Ilie Dumitrescu în momentul de față? Bă, știi cum e asta cu averea? Am investit în
fiecare cred că are cât un asset important. O clădire, o casă, un teren. Sunt și niște... Lucrez la un proiect în derulare. Da, avere, n-am o avere. Muncesc în trei zone. Analist, sunt ambasador Superbet. Mai mergeam și pe la Hanul Cutei când nu aveam activitatea închisă. Sala de conferință și la salonul de evenimente. London Events Hall și London House acolo în zona de conferință. Și stăteam și acolo, adică sunt activ. Adică nu e ușor, știi? Apropo deci, de fericire. Să te lupți cu viața, da, da, da. Important e să fii corect și cinstit. Și curat. Asta e cel mai important lucru. Tot cu o gură mănânci. Nu bei un vin de nu știu cât, tot un pahar de vin bei, tot într-un pat dormi. Tot un pește mănânci, nu? Și așa mai departe. Așa. Vreau să-ți mulțumesc pentru acest interviu, să-ți mulțumesc că ai fost super deschis cu noi. Despre privilegiați, pentru că dacă nu era super bet, eu nu puteam să... Da? Îți mulțumim foarte mult, cu drag. Ilie. Mulțumim din tot sufletul. Sănătate!